cel mai fain e de pedalat prin Chișinău când prima bandă arată în halul ăsta. Guri de canalizare cu Fanta cât roata. Noroi și vara se transformă în praf. Strada de Mos pare că nu a fost curățată niciodată sau de la Paște anul trecut, dacă țineți minte. V-am arătat niște grămezi de praf pe marginea drumului și care au stat așa mult timp până când am revenit eu de la București și am mai filmat odată. Cum se pedaleze în așa condiții? Opa! Și un grătar de acela corect, încă unul. Uite așa trebuie să fie, cu gratele perpendiculare. Că altfel astea de-a lungul drumului îs ucigașe, poți să intri cu roata bicicletei și să rămâi acolo. Uitați-vă ce glor și ce gaură adâncă aici. Nu-i destul că e de-a lungul, dar încă e și un ochi de acela rupt și poți să rămâi acolo și cu bicicletă de teren cu roțele late. Ei, uite, aici dacă au curățit anul trecut, nu e chiar așa de strașnic. De fapt, coșcogei groapă fix în stația de transport public și de fapt e tot glod și aici. De departe părea un pic mai curat decât dincolo, dar oricum nu poți intra cu bicicleta acolo. Cam acolo e locul pe unde poate să meargă un biciclist. Acum sunt nevoit să merg la limita primei benzi. Ocupă un loc de mașină. Risc să fiu acroșat de ăștia care merg pe banda a doua sau care mă ocolesc la limit. Drumul nu-i marcat, decât uneori iată câte o trecere de pietoni și atât. Și aceea nu prea se vede, că e de anțărț. Vai de capul lor și al nostru.